Bună ziua! Începem ședința ordinară publică a Consiliului Județean Giurgiu din data de 20 iunie. Toată lumea are ordinea de zi. Vă propun retragerea punctului 17 după ordinea de zi, deoarece mai sunt câteva clarificări la acest proiect de hotărâre și nu e cazul să-l avem astăzi pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. A fost votată 3 abțineri. A fost votată ordinea de zi. Vă propun să ascultăm imnul național. Să știți că începând de astăzi, pentru 60 de zile, în locul domnului secretar Dinu, este doamna Cioacă. Doar pentru 60 de zile. Începem ședința. Primul punct pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței publice extraordinare din data de 10 mai 2017 a Consiliului Județean Giurgiu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a calității de consilier județean înainte de expirarea duratei normale a mandatului a domnului Ionel Iulian, membru al Partidului Național Liberal și declarării vacante a locului ocupat de acesta. Domnul Marica? Aviz favorabil. Doamna Pătru? Demisia este unul din cazurile prevăzute. Demisia este unul din cazurile prevăzute de legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali de încetare de drept a mandatului de consilier județean. Prin urmare, Consiliul Județean ia act printr-o hotărâre de această încetare și declară vacant locul ocupat de consilierul județean în cauză. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, supune. Vă rog, domnul Ștenghel. Dacă îmi permiteți, în ceea ce privește această demisie a respectivului consilier, Ionel Iulian, m-am uitat în documentație și la baza ei stau niște documente care înseamnă, conform legii 393, demisia respectivului, dar din păcate această demisie nu este depusă și nu este înaintată acolo unde trebuie. Legea 393 spune clar, consilierii la articolul 10, consilierii județeni pot demisiona, anunțând în scris, președintele Consiliului Județean care ia de aceasta. Demisia respectivă, după cum rezultă din documente, a fost înaintată la Partidul Național Liberal Iulian Județeanu Giurgiu, care partid a înaintat-o, fără ca aceasta să fie înregistrată aici la noi, la Consiliul Județean Giurgiu, ca și cum ar fi, eu nu înțeleg cum se face treaba asta, pentru că Partidul Național Liberal nu poate să fie parte în acest proces care înseamnă demisie act unilateral, care se înaintează către cine? Către cel care este președintele Consiliului Județean. Ați terminat? Și în situația asta, consider că trebuie puse actele în regulă, adică cu prevederi legale, în conformitate cu prevederi legale, pentru ca să luăm în discuție această demisie. Vă mulțumesc, doamna Mihuț. Președinte, cred că dăm dovadă de un formalism excesiv. Domnul Ștenghel ar fi avut dreptate în condițiile în care Partidul Național Liberal, din conducerea acestuia, ar fi primit la dumneavoastră o adresă doar prin care să luați act de
demisia domnului consilier colegul nostru. Atât timp cât Partidul Național Liberal, efectiv, va trimis demisia olografă, semnată, fără niciun fel de problemă și atât timp când nu este niciun fel de opoziție din partea colegului nostru care să vină să spună că nu este demisia adânsului sau și pe asume, consider că puteți să luați act la acest moment de încetarea. Principiul dumneavoastră aveți dreptate, numai că la lege scrie altceva. Domnul președinte, în condițiile în care v-a fost trimisă demisia... Ne-a fost trimisă de către domnul președinte al Partidului Național Liberal. Dar nu a fost trimisă demisia. Orice înscris care se comunică Consiliul Județean trebuie înregistrat. Deci la momentul în care vi s-a comunicat această demisie, această demisie practic urmă să fie înregistrată. Doamnă, eu iau act de ce a spus dumneavoastră și lăsăm comisia de validare să decidă. Comisia de validare după ce... Da, deci mai spuneți, da, vă rog. Dacă mai permiteți, vă rog, dacă această demisie nu ar fi fost înregistrată în evidența scritică a Consiliului Județean, practic acest proiect de hotărâre nu ar fi trebuit să existe. Doamnă, nouă ne-a fost trimisă o adresă din partea Partidului Național Liberal semnată de președinte, iar în spate este o demisie care nu are nici un număr de registrare, nu are absolut nimic. Acum, domnule președinte, pentru că trebuia să se dea număr de registrare aici. Către... Păi trebuia să vină să o depună domnul fost consilier. Păi așa scrie la lege, doamnă. Domnul Ștenghel, vă rog, eu mai citiți o altă lege. Deci, calitatea de consilier județean încetează în mai multe situații, printre care demisia. Nu e niciun fel de problemă. Dar, în ceea ce privește demisia, la articolul 10, se spune clar. Consilierii județeni pot demisiona anunțând în scris președintele Consiliului Județean care ia act de aceasta. Asta e legea 393. Ceea ce s-a transmis la Consiliul Județean, s-a transmis de către președintele organizației județene a PNL, în spate fiind o demisie care nu este înregistrată nicăieri și nu are caracter holograf, pentru că data este scrisă pe calculator. Da, vă rog, domnul Berescu. Domnul președinte, din câte îmi amintesc, în codul civil se poate da inclusiv un mandat acid. Prin simplu fapt că al meu fost coleg nu este prezent astăzi, considerăm că este un mandat acid dat Partidului Național Liberal și conducerii Partidului Național de a depune locul dânsului demisia. Deci, asta este, deci dacă ar fi fost contestat această mandat... În lege nu scrie de acorduri tacit. Da, dar cod mic. Eu cred că noi ne subordonăm codului civil. Este un act unilateral. Demisia este semnată și ce vreau să spun este că este asumat în primul rând prin absență, prin faptul că din momentul depunerii nu a făcut niciun act contrar, probabil a fost depus acum 30 de zile sau 40 de zile. Domnul Ștenghel, când a fost depus? Când a fost? Scrie data. Aici scrie pe data de 10-5-2017. Deci 10 a 5, deci e vorba de urmă de zile. Mai n-am de control în ceea ce privește... Domnul Voirescu, dacă vine băiatul ăsta mâine și mă întreabă, băi prietene, arată-mi și mie număr de registrare unde dumneata ai luat act de demisia mea. Practic, mai face decât să abonăm cu că... Iertați-mă, dar mai spuneți din post, ar fi fost aceeași problemă? Atunci se trebuie. În 393 se spune foarte clar, consilierii județeni pot demisiona anunțând în scris președintele Consiliului Județean. Dar ia act de aceasta. Deci la el poate să ia act de aceasta. Deci este un anunț scris, este un anunț. Este un anunț făcut de președintele organizației, nu de fostul consilier. Da, dar în numele fostului consilier. În numele. Deci eu nu spun că este un act împotriva voinței, spun doar că nu s-au respectat procedurile legale. Putea fi trimis nu neapărat personal prin coadă de aviso, putea fi trimis și pe mail și prin poștă, putea fi trimis într-o bază de telefon. Nu a fost în niciun fel trimisă mie. A fost trimisă prin conducerea partidului. Vă rog, domnul Basangea. Orice problemă, în general, are condiții de formă, de fond și de procedură. Eu nu spun că în cazul ăsta nu s-a respectat procedura și aș fi îmbrățișat teoria colegii mele, Geta Micuț, la lumina, nu, fiindcă nu avem treabă cu civil, suntem administrativ, deși se întâmplă tot în anumite locuri, dar nu intrăm în alte discuții. Dacă demisia aceea avea un număr de registrare la Partidul Național Liberal,
Și după aceea, pot să spun așa și acceptat. Și aș fi votat pentru proces. Și ar fi fost înaintată nouă, vă înaintăm demisia care a fost depusă la noi. Hai să zic în absurd că aș fi procesat punctul ăsta de idee. Dar atâta timp când nu are nici măcar un număr de înregistrare cu date și cu intrarea la Partidul Național Liberal, chiar putem fi în situația pe care ați spus-o mai devreme, să vină să ne întrebe cum ați aprobat un act care nu a fost depus de mine și legea spune clar că trebuie depus de mine în acel loc. Vă mulțumesc. Domnul Veric. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să ating și eu subiectul acesta, pentru că deja ne aflăm într-o situație absurdă, zic eu. Atâta timp cât la punctul 2 de pe ordinea de zi există constatarea încetării mandatului în baza unei demisii, să înțeleg că cei de la juridic din Consiliul Județean nu știau despre toate aceste situații pe care le-a expus colegul nostru, domnul Ștenghea. Eu cred adică că este o întrebare. Eu cred că este normal să dezbatem în ședință de Consiliu această problemă. Eu am înțeles, dar discutăm de ordine de zi. Toate aceste aspecte pot sta în picioare în conformitate cu legea. Este clar că sunt niște prevederi acolo care trebuie să respectate în legea 293, dar discutăm și de ceea ce avem de dezbătut astăzi în ședința de Consiliu Județean. La punctul 2 este constatarea domnul Vălicu, dacă dacă ai mei colegi din Consiliul Județean nu treceau pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre, nu spuneați că este rea voință? Și că nu respectam hârtiile trimise de la... Dar poate fi și asta o situație. Zic și eu. Dacă mai sunt întrebări și mai vrea cineva să ia cuvântul vis-a-vis de acest proiect de hotărâre, îl supunem la vot. Cine este pentru constatarea încetării de drept a calității de consilier județean? Cine este împotrivă? Abțineri? Și o abținere la domnul. Vă mulțumesc. Nu a trecut acest proiect de hotărâre. Următorul este validarea mandatului. Se retrage pentru că nu cred că este... Nu mai are rost să mai discutăm. Îl supunem la vot. Cine este pentru? Nu? Îl retrag pur și simplu. Da. Și următorul depunerea jurământului la fel. Și punctul 5. Trecem la punctul 6 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu pe anul 2017. Domnul Corozel? Aviz favorabil. Domnul Brato? Aviz favorabil. Vă rog, doamna Stănculescu. Pentru desfășurarea în bune condiții a activității Consiliului Județean se impune modificarea și completarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a listei de investiții pe anul 2017, după cum urmează. Capitolul 8002 se modifică cu suma de 1024.000 lei pentru implementarea proiectului Cross-Border Advanced and Training Program for Giurgiu Country and Ruse District Administration cu acronimul CBA, cod proiect 16520110, care va fi implementat de Consiliul Județean în calitate de beneficiar lider în parteneria cu Prefectura Districtului Ruse ca beneficiar 2. Bugetul proiectului este de 440.393,19 euro, din care bugetul partenerului român este de 222.269,37 euro, durata de implementare fiind de 24 de luni. Scopul proiectului este de creșterea capacității de cooperare între autoritățile publice din județul Giurgiu și districtul Ruse, prin profesionalizarea personalului și crearea unui cadru comun de cooperare în domeniile de interes comun. La același capitol se suplimentează articolul 71.0101 construcții cu suma de 60.000 lei pentru expertiză tehnică, documentație de avizare și lucrări de intervenție, acorduri și avize, asistență tehnică pentru obiectivul de investiții din baraj situat în Balta Comana, Comuna Comana, concomitent cu diminuarea cu aceea suma capitolului 6602.
De asemenea, se modifică capitolul 68.02.06 prin renunțarea la poziția 5 din lista de investiții, respectiv mijloc de transport copiii mobilizați cu suma de 200.000 lei și introducerea a două poziții noi, respectiv autoturism, două bucăți, ori 80.000 lei și autoturism, o bucată cu 40.000 lei. Acestea sunt modificările pe care vi le propunem în materialul pe care le aveți la mapă. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe acest proiect de hotărâre, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Șapte. Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect numărul 7, proiect de hotărâre numărul 7, privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, modernizare drumul județean DG504 pe traseul Giurgiu Vieru Putineiu, limită județ Telorman, în faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție. Domnul Corozel? Mulțumesc, doamna Toma. În cadrul programului de investiții publice pe anul 2016, a fost realizată proiectarea la faza DALI pentru obiectivul de investiții modernizare drum județean DG504 pe traseul Giurgiu Vieru Putineu limită județ Telorman. Prin hotărârea Consiliului Județean 139 din 13 decembrie 2016 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției. Ca urmare a faptului că în etapa imediat următoare Consiliul Județean va depune în cadrul programului operațional regional 2014-2020 axa prioritară îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, acest proiect și având în vedere faptul că prin raportul de audit de siguranță a circulației rutiere faza 1 proiect preliminar a documentației cadastrale avizată de OCPI Giurgiu și a cotei de TVA modificate de la 1 ianuarie 2016 se impune modificarea indicatorilor tehnico-economici precum și faptul că la completarea cererii de finanțare trebuie făcută o mențiune pe care noi am prevăzut în proiectul de hotărâre, supunem aprobării dumneavoastră indicatorii tehnico-economici în faza următoare, adică modificarea valorii investiției la 55.924,14 lei, respectiv 12.380,29 euro și totodată includerea în proiectul de hotărâre a acestei mențiuni care solicitată prin ghidul solicitantului. La momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul modernizare drum județean DG504 pe traseul Giurgiu Vieru Putineu limită județ Telorman, finanțat prin programul operațional regional 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional în stare bună în integralitatea sa, inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare, respectiv de la kilometru 3+048 la kilometru 9+472,5 și kilometru 10+763 la kilometru 30+372, asigurându-se conectarea la rețeaua TNT. Aceasta este mențiunea. Deci, pe de o parte, aprobarea indicatorului, pe de altă parte, includerea acestei mențiuni în proiectul de hotărâre solicitat prin ghidul solicitantului. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Șase. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 8, privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, modernizare drumul județean DG503, Giurgiu, Ghizdaru, Gara Stănești, Gara Chiriacu, Toporul, limită județ Telorman, în faza studiului de fezabilitate pentru proiect complex de investiții. Domnul Corozel? Avis favorabil. Domnul Brato? Avis favorabil. Vă rog, doamna Toma. O situație similară este și la acest obiectiv de investiții, modernizare drum județean DG503 Giurgiu Ghizdaru Gara Stănești, Gara Chiriacu, Toporul limită județ Telorman, al cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin hotărârea 138 din 13 decembrie 2016, motivul prin care noi solicităm modificarea indicatorilor tehnico-economici și includerea acelei mențiuni în hotărâre pe care am precizat-o și anterior, este tot ca urmare a faptului că se va depune prin programul operațional sectorial
axa prioritate 6, acest proiect. Și ca urmare a faptului că s-a întocmit auditul de siguranță a măsurătorilor cadastrale avizate de OCPI și a cotei de TVA modificate, se impun aceste modificări în hotărâre, respectiv indicatorii tehnico-economici și includerii mențiunii pe care am făcut-o și la drumul DJ504, ca să nu mai dau citire proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc, dacă sunt întrebări pentru acest proiect de hotărâre. Îl supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 9 privind inițierea demersurilor pentru modificarea articolului 2 aliniatul 2 din HG 755/2015 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu și pentru actualizarea anexei 1 la HG numărul 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului în sensul prelungirii duratei de realizare a obiectivului de investiții bază tehnico-materială pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență până la data de 30.03.2025. Domnul Corozel? Avis favorabil. Domnul Marica? Avis favorabil. Vă rog, doamna Eftimiu. În data de 29 martie 2017, Consiliul Județean a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene contractul de finanțare pentru obiectivul de investiție bază tehnico-materială pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență. Se solicită prelungirea duratei de realizare a obiectivului de investiții, întrucât procedurile de achiziție se vor derula în primul an de implementare a proiectului, respectiv până la data de 29 martie 2018. Execuția lucrărilor durează 2 ani, iar perioada de sustenabilitate a proiectului este de 5 ani. Vă mulțumesc mult! Dacă sunt discuții pe acest proiect de hotărâre, îl supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 10 privind preluarea unui sector de drum din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în administrarea Consiliului Județean. Domnul Corozel? Avis favorabil. Domnul Marica? Avis favorabil. Doamna Burcea? Consiliul Județean va depune proiectul modernizare drum județean DJ503 Giurgiu-Ghizdaru, Gara Stănești, Gara Chiriacu, Toporul Limită, județ Telorman, pentru asigurarea continuității și funcționalității DJ503. Este necesară preluarea acestui sector de drum de la kilometru 1+279 și la kilometru 3+292 în administrarea Consiliului Județean Giurgiu. În cadrul documentației tehnico-economice pentru proiectul de modernizare a fost inclus și sectorul de drum județean la care facem referire, care figurează în domeniul public al municipiului Giurgiu cu regim de stradă. Din acest motiv am solicitat preluarea în administrare. Vă mulțumesc mult. Dacă sunt întrebări, îl supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării masei lemnoase obținute din tăierea arborilor limitrofi, drumurilor județene DJ411 Brăniștar Comana, DJ503 Toporul Răsuceni și DJ603 Mihai Bravo Comana. Domnul Corozel? Avis favorabil. Domnul Marica? Avis favorabil. Vă rog, doamna Burcea. Direcția Județeană de Transport, Administrare, Drumul Județene și Control Trafic Giurgiu ne aduce la cunoștință faptul că în zonele de siguranță și protecție a drumurilor județene 411, 503 și 603 sunt arbori care prezintă un real pericol pentru circulația rutieră. Ca urmare a inventarierii și a marcării împreună cu Direcția Silvică Giurgiu a rezultat, conform actelor de punere în valoare, o cantitate de 618 metri cu masă lemnoasă, pentru care am propus repartizarea conform anexei la proiectul de hotărâre.
Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, vă rog, domnul Gavrilă. Domnule președinte, am văzut că și pe DG504 s-au tăiat destui pomi în această iarnă primăvară. Sunt în jur la 100. Da. Chiar am avut curiozitatea și am numărat. Nu apare aici în proiectul de hotărâre. Unde sunt? Cui ați dat? Mă așteptam să apară, că i-ați dat, nu știu, la Comuna Bogoșari, Vieru, nu știu, nu apare. Sau ce s-a întâmplat pe dacă puteți să ne spuneți? Trebuie să-l întreb pe domnul director de la Direcția de Drumuri, nu știu să vă spun, dar dacă s-au tăiat, probabil s-au repartizat în funcție de cererile care au fost făcute la momentul respectiv. Este în fosta hotărâre? Domnul Băiescu, vă rog. Domnule președinte, în mandatul trecut am mai avut două sau chiar trei spețe absolut identice. Două, da? Ok. Știu că la momentul respectiv, cum spun, era normal ca masa lemnoasă să se distribuie primarilor prin al căror teritoriu trecea drumul respectiv. Exact așa s-a și făcut. Exact așa s-a și făcut. Dar dacă un alt primar are o nevoie și solicită, e normal să ținem cont de solicitarea lui. Dacă are nevoie pentru persoanele defavorizate care au nevoie în comuna respectivă, eu cred că e normal să-l ajutăm. Dar mai că suntem un județ sărac, eu nu cred că există primar pe teritoriu, inclusiv Politinul Dal, care este pe la județului, care să nu aibă oameni nevoiași care să aibă nevoie de acea. Dacă domnul primar îmi face o asemenea solicitare, vă asigur că se va ține cont de ea. Da, până în momentul ăsta nu ne-a făcut. Deci, părerea mea că trebuie să mai mult transportul să ia de la... Și dumneavoastră aveți dreptate. Eu am dus raționamentul absurd, tocmai ca să arăt că mi se pare normal să fie distribuit primarilor prin al căror teritoriu trece. Mai mult decât atât, copacii care noi trăim sunt de 50 de ani acolo. Oamenii au avut un rol inclusiv în paza lor, ca să nu-i trăie tot timp de noapte. Domnul Băiescu, exact așa s-au repartizat. Exact așa s-au repartizat. Și aceștia tot la fel se vor repartiza. Supunem la vot. Vă rog, doamna Mihuț. Acest material lemnos să fie distribuit cu prioritate către școli, instituții și familii nevoiașe pe bază de anchetă socială. Pentru că dacă rămâne scris numai la dispoziția primarului și face tot așa, mi se pare un pic cam mult. Da. Haideți să vă răspund, domnul Gavrilă, că m-ați întrebat mai devreme, la 504 au fost predați la primărie. Gogoșari, evident. Domnul președinte, stați să-l înțelegem. 504 înseamnă drumul de la bariera. Deci ce m-ați întrebat dumneavoastră mai devreme? Stați puțin. Colega mea l-a sunat pe domnul director și da, am spus. 504 înseamnă și Comuna Butinei. 90% este exact pe zona unde se află Comuna Butinei. Asta v-am spus. Ne punem la punct cu tot unde a fost distribuit tot materialul lemnos și o să vă răspund până la sfârșitul ședinței. Da. Până la urmă, esență tare. Ce este? Bloc? Aaaa. Nu, simt. De ce? Pentru că la școli un bloc, știu ce probabil este. Nu o să vă dați seama că nu. Nici eficiență. Esență semitare. Da. Haideți să supunem la vot proiectul de hotărâre, vă rog. Nu știu să vă spun ce masele noastre. O colosit de ce. Da. Erau cu soț sau fără soț? Numărul de... Da, bine. Supun la vot proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva? Împotriva, încă o dată, vă rog, ca să poate să vă numere, doamne. Abțineri? Vă mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 al hotărârii numărul 192 din 3.12.2015 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru autoturismele din dotarea Consiliului Județean Giurgiu. Domnul Corozel? Avis favorabil. Domnul Marica? Avis favorabil. Vă rog, doamna Burcea?
Am propus majorarea cotei lunare de carburant, având în vedere numeroasele deplasări efectuate de președintele Consiliului Județean, atât la șantierele de lucru din județ, la Ministerul Dezvoltării Regionale, pentru solicitare de sprijin în vederea obținerii de fonduri pentru finanțarea investițiilor din județul Giurgiu, inclusiv UAT-urile din județul Giurgiu, participarea la diversele întâlniri de lucru care au loc la nivelul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, cât și la nivelul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România. De asemenea, ținând cont de numărul mare de proiecte depuse spre aprobare la Ministerul Dezvoltării Regionale, am înțeles că în jur de 180-200 numai pe Programul Național de Dezvoltare Locală, am propus actualizarea cotei de carburant și pentru autoturismele din dotarea vicepreședinte și secretar. Vă mulțumesc. Discuții, întrebări? Vă rog, domnul Gabriela. Domnule președinte, spuneți-ne care este cota pentru dumneavoastră, pentru cei doi vicepreședinți. Imediat. La președinte 500 de litri lunar și la vicepreședinte și secretar 350 de litri lunar. Dumneavoastră știți că nu este mult, domnul vice, că... Tocmai știu că nu este mult, pentru că am fost 8 ani vicepreședinte, în primii 4 ani am primit 250 de litri, iar președintele 350, următorii 3 ani am primit 150 de litri, președintele 250, și exact 3 sau 4 luni anul trecut, pe perioada iernii, am primit 4 luni, cred, 350 de litri. Și vreau să vă spun că eram pe locul 5 în România, județul Giurgiu, la accesarea fondurilor europene. Și noi ne-am dus la Ministerul Dezvoltării și am fost și în județ și am fost și în Bulgaria și am fost peste tot. Și credeți-mă, cu mică economie să putea. Dar știți care este problema? Fără a face niciun fel de intenție. Dacă avem doi vicepreședinți care se duc cu mașinile Consiliului Județean în fiecare zi, unul la Prundu și celălalt la Mihelești, normal că nu ajunge pensia, domnule, sau motorină. Domnul Gabriela, între timp am mai urcat, suntem pe locul 3 la proiecte europene și probabil, da, felicitări. Și probabil felicitări. Deplasările sunt mult mai dese. Nu cred. Auziți, domnul, domnul Gabriel, nu ajunge. Vedeți-mă că nu ajunge. Să iei fiecare comună în parte, să stai de vorbă cu fiecare în parte. De la fiecare comună să pleci la dezvoltare, de la dezvoltare te întorci înapoi, te duci la consiliu, eu cred că nu ajunge. Prețul la motorină atunci era mult mai mare și de la o zi la alta nu știai cum să modifică prețul, dar acum care este un preț rezonabil și ne ajunge. Eu zic că e exagerat. Eu cred că nu exagerez. Eu v-am ascultat. Și propun să supunem la vot. Avem 246 de proiecte depuse la Ministerul Dezvoltării. Credeți-mă că am avut o relație foarte strânsă cu Ministerul Dezvoltării și am necesitat foarte multe drumuri. Și domnul vice, sunt proiectele Consiliului Județean sau proiectele Județului Giurgiu? Și ale primarilor? Și ale Consiliului Județean. Și ale Consiliului Județean. Ale Consiliului Județean ori ale primărilor? Dacă sunt ale primărilor, e treaba primărilor. Nu, stați puțin. Domnul Gabrielă, sunt proiecte care trec prin comunele respective și e normal să le discut cu, și cu primarul din localitatea respectivă. Dar mă scuzați că domnul președinte, este exagerat. Domnul Gabrielă, ați spus mai devreme că dumneavoastră ați avut exact 350, atât la și un vicepreședinte acum. 350. 4 luni în anul. Domnul Gabriela, dacă nu rămâne, tot la consiliu rămâne, nu pleacă de aici, domnule. 3000 de kilometri într-o lună se arată. Nu face 3000 de kilometri într-o lună. Se fac câte 3 drumuri pe zi la București pentru un document care trebuie refăcut, resemnat. Da, vă mulțumesc, doamna Burcea. Propun să votăm proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.
proiectul de hotărâre numărul 13 privind aprobarea planului de investiții aferent activelor date în administrarea care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pentru investiția Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Giurgiu. Domnul Corozel? Aviz favorabil. Doamna Chiriceanu? Consiliul Județean Giurgiu implementează la această dată proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide din județul Giurgiu, program finanțat prin programul sectorial Giurgiu. Beneficiarul proiectului are obligația de a constitui acest fond de întreținere, acesta fiind aprobat prin ședință, prin hotărârea numărul 23 din 9 februarie 2017. Alimentarea s-a făcut deja de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Management Eficient pentru un Județ Curat din încasarea sumelor datorate cu titlul de redevență de către operatorii celor patru zone. În vederea utilizării acestor fonduri existente în fond, este nevoie să aprobăm acest plan de investiții, de aceea vi-l supunem aprobării. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Domnul Bărescu, erați greșit. Împotriva? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 14 privind aprobarea încetării asocierii dintre județul Giurgiu și SC Sangard în Colibaș SRL și rezilierii contractului de asociere în participațiune numărul 241 din 20 septembrie 2011. Domnul Marica. Domnul președinte, membrii comisiei au votat aici 4 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 2 abțineri. Domnul Corozel. Altceva a spus, se pare? Vă rog. Am o propunere. Un amendament în aici. Imediat. Imediat. Domnul Corozel. Aviz favorabil. Vă rog, domnul Marica. Eu propun un următor amendament, să modificăm articolele 1 și 2 și după cum urmează. Articolul 1, începând cu data prezentei, se aprobă demararea procedurilor legale pentru încetarea contractului de asociere de participațiune cu numărul 241 din 20 septembrie 2011 și articolul 2 prezintă hotărârile cu apitul să mandatele de președintele Consiliului Județean și direcția juridică a Consiliului Județean. Am înțeles că sunt ceva probleme. Dacă sunt întrebări pentru aceste amendamente. Vă rog, doamna Nicuț. Am acum cu amendamente sau concret cu amendamente? O întrebări vis-a-vis de ce a spus domnul Marica. Da, nu întreb cu amendamente. Vă rog. Discuții de ce consideră că nu este corect. Spune, vă rog. Întrebarea e tot discuție, doamna. Bună, președinte. Mi-am spus punctul de vedere, nu este un secret și la Comisia Juridică. Este adevărat, cunosc, am înțeles că este vorba de o decizie a Curții de Conturi. Dar, în urma verificărilor efectuate cu privire la acest contract, a fi ajuns la concluzia că nu au fost respectate clauzele actuale. Eu apreciez că nu putem pur și simplu numai în baza acelei decizii și chiar la anumite formalități care se pare că s-au făcut în acest moment, să trecem direct la încetarea contractului de asociere în participațiune. Pentru că, mă rog, conform contractului pe care l-am văzut, la un moment dat nu rețin articolul, vorbim de neexecutare culpabilă a clauzelor contractuale. 99% pot să pariez acest contract de asociere participațiune, indiferent de puterea pe care am vola, va ajunge în instanță. Asta ne dorim și noi să ducem în instanță. Asta mai de asta, pentru efectiv, pentru a evita eventuale daune despăgubiri, pentru că și chiar un proces îndelungat care nu se știe ce finalitate va avea, dar apreciez că nu așa trebuie procedat, nu direct încetarea contractului de asociere participațiune. Trebuie făcută, în primul rând, o evaluare, o verificare, o comisie de analiză. Dacă îmi dați voi, domnul președinte, eu am văzut decât două notificări trimise de către Consiliul Județean, cel puțin asta mi s-a prezentat la Comisia Juridică, un răspuns la notificare prin care se menționează că, mă rog, acel control s-a făcut în absența reprezentanților celorlalte asociat. Că efectiv îți avea posibilitatea să se pună la dispoziție investițiile făcute acolo. Eu știu că o procedură de conciliere întotdeauna este favorabilă unui litigiu soluționat de către instanța de fond, este o vorbă în rândul nostru al avocaților, nicio hotărâre judecătorească nu este mai bună decât cea bazată pe acordul părților.
Deci înainte de a trece direct în cetare, numai ca urmare a deciziei curții de fonduri, cred că trebuie să avem acte mult mai mari în spate pentru a demonstra nerespectarea culpabilă a hotărârii, pentru că acea decizie de curții de fonduri, chiar dacă obligă în doar care măsură Consiliul Județean, să știți că există pe rolul instanțelor judecătorești, hotărâri de judecată care, în condițiile în care s-au procedat cu numai parte de curții de fonduri, trebuie să au fost respinse cele. Doamna Micuț, eu am câteva... A fost o comisie de la Consiliul Județean la fața locului. Am câteva fotografii făcute acolo împreună cu asociații. Deci acea comisie s-a deplasat la fața locului împreună cu cei de la Sun Garden. Iar în loc de panouri fotovoltaice, eu am văzut vaci, lucernă și utilaje agricole. Și am să vă dau și dumneavoastră să vă uitați la aceste ofici. Și gâște, da. Și o să vă dau și dumneavoastră să vă uitați pe aceste fotografii, să vedeți dacă mi-arătați un panou fotovoltaic acolo, îl mănânc. Eu am înțeles acest lucru, domnule președinte, și încă o dată aș vrea să se întreagă exact poziția mea. Nu discut oportunitate. Este posibil să existe date, vă să aveți dreptate, că acest contract de asociere... Păi vă propun să ne deplasăm împreună atunci, doamnă. Eu propun efectiv să stabiliți o comisie care să analizeze și să nu evitați procedura concilierii. Pentru că dacă pentru că vorbim de încetare, de regulă încetarea contractului, operează la expirarea termenului, dispariția obiectului sau de resiliere. Când vorbim de resiliere, vorbim de neexecutare contractului. Nu este foarte clar stabilită. Deci până nu avem și nu am văzut o tentativă cel puțin a unui proces de parte conciliere, care oricum este o procedură prealabilă oricărui contract de această natură pentru obligatoriu pentru înainte de a ajunge în fața instanței. Deci vom face doar un încetare. Este un proces verbal de conciliere, de chemat la conciliere, de trimis toată documentația. Dacă nu răspunzi la nicio notificare, doamnă. Dacă nu răspunzi la nicio notificare. Eu am văzut că am răspuns la notificare. Dar nu despre încetarea asocierii. Au răspuns și cu altceva. Și dacă se respectă la maniera la care știi... Tocmai de asta, deci vrem încetare plus desfințare. Păi încetare plus desfințare, fără o procedură clară în maniera în care eu trebuie să insist pe ea, pe chemat, pe note de constatare și de conciliere, ia ce pretenții aveți, pentru că eu am văzut în notificarea aceea, că efectiv solicită anumite descăbubiri, ca urmare a emisiuni făcute. Încă o dată nu discut dacă acele intenții sunt reale sau nu. Dar eu am o notificare făcută de Consiliul Județean care susține ceva și o notificare făcută de către, sau răspund la notificare făcută de către această societate care susține altceva. În instanță va ajunge 100%, iar eu cred că pe ceea ce avem acum nu este suficient să avem o soluție bună. Ăsta este argumentul. Ce se face în doamnă, Micu, să-i așteptăm să cultive și porumb, pe bune? Nu trebuie să așteptăm să cultive și porumbul, dar efectiv trebuie să luate anumite măsuri. Nu pot să iau prima măsură este luată. Punem încetarea trebuie luată în baza acolo. Mulțumesc. Cine mai vrea să ia cuvântul? Vă rog, domnul Ogean. Domnul președinte, am fost la comisia juridică când s-a discutat acest problemă. În urma discuțiilor și a intervenției doamnei Micuț, un actor politic foarte bun, am analizat după aceea și mi-am dat seama că slăbiciunea, ca să spun pe ghilimele a domnilor care a prezentat materiale și nu să spuneți că sunt fotografii care dovedesc acest lucru, ne-au cam impus în eroare vis-a-vis de aprobarea rezilierii sau, mai bine zis, cum a spus domnul Marica, propunerii rezilierii. Dacă materialele făcute de dumnealor erau concludente și la obiect, că vorba fi o țară dreptate, până la urmă trebuie să fie împărțite niște note de constatare, pentru că, așa cum Curtea de Conturi, practic, este o, nu știu, poate și expertizele organului judiciar. Curtea de Conturi a fost la fața locului, domnul Ogean. Dacă după aceea, dacă s-a fost la fața locului, s-au făcut fotografii, știu, judiciare de ansamblu, etc., eram de acord, într-adevăr, erau urmite elementele constitutive vis-a-vis de rezilierea contractului. Asta a fost cauza care a dus la aceea din partea mea. Doamnele, mai ales în aceste litigii, trebuie să aibă o materie foarte convingătoare și să-și susțină cauza atunci și în Comisia Juridică și practic și în plen. Eu sunt toate aspectele astea. Vă mulțumesc. Vă rog, domnule.
Domnul președinte, eu nu sunt avocat, a vorbit doamna Micuț, știe mai bine. Ce vă spun este în felul următor. Noi am avut oarecum o speță similară. În mandatul trecut era vorba de un litigiu potențial între Consiliul Județean și o firmă constructoare, n-are importanță care, a fost invitat oficial prin adresă un reprezentant al firmei. Îmi amintesc că a venit o doamnă arogantă, am băgat-o în malaxorul întrebărilor cu toții, până la urmă și-a ieșit din PP, ne-a amenințat, a ieșit întâi ușa. Părerea mea că și în speța asta puteam foarte simplu să facem felul următor și atunci nu mai era dezbatere. Trimiteam o hârtie, nu se prezenta, era clar, nu mai putea să ne acționeze în instanță pe urmă, că practic a ignorat, iar dacă se prezenta, eram 30 de inși, aveam experiență în toate domeniile, o bombardam cu întrebări și vedeam exact care e adevărul. Personal, eu cred că aveți dreptate. Eu sunt sigur că a fost acolo, sunt sigur că fostele sunt de acolo, sunt sigur că nu au făcut nimic. Ce spune doamna Micuț este că e posibil, dacă noi în momentul ăsta adoptăm proiectul ăsta, ei să ne dea în judecată, să înceapă un proces care dureze un an, doi, trei, ajunge pe instanță. Când ajungi pe instanță, niciodată nu știi cine câștigă dinainte. Asta înseamnă cheltuieli, avocați, firmă de avocatură și așa mai departe. Deci eu personal cred că ar trebui să fie contractul, dar dacă îi chemăm, le trimitem o hârtie să-și trimită juristul sau reprezentant sau așa, vedem ce facem cu proces, vedem care e punctul lor de vedere. Și pe urmă rezidem simplu. Și nu mai pot să ne dăm judecată pe urmă, că nu mai au. Sau dacă o fac, o fac cu șansă mult mai mici să câștige. Deci eu cred că într-adevăr... Da, domnul Băresoade, să... Ce vă propun eu? Haideți să facem, să invităm firma la conciliere, cum spuneți noastră, și vă propun să facem o comisie mixtă, consilier PSD, consilier PNL, consilier ALDE, împreună cu cei de la Consiliul Județean, să ne deplasăm la fața locului și să vedeți cu ochii dumneavoastră cum stau lucrurile acolo. Revenim în ședință de Consiliu și luăm hotărârea care trebuie. E bine așa? Supunem la vot. Noi suntem convinși că deja a spus și că pozele sunt de acolo. Da. Declasarea propriu-zisă nu cred că și mai are rolul. Ba da, insist să mergeți să vedeți, pentru că... Așa votez proiectul, domnul. Deci eu vă arăt o bunăvoință și o transparență 100%. Da? Vreau să vedeți cu ochii dumneavoastră ca să nu mai avem discuții contradictorii. Eu cred că riscăm un mare dosar, dacă mă întrebați pe mine, cu așa de la Sangaga. Vă rog, domnul Basanje. Păi, dacă a făcut propunerea asta, trebuie să concretizeze unul într-o hotărâre Consiliu, fiindcă o comisie este trimită așa ad hoc, nu cred că are nicio valoare. Deci, putem, ca și amendament, pe, având în vedere hotărârea alături de asta, cum că sunteți inițiatorul proiectului, pot să fac eu un amendament și hotărârea de astăzi, vă rog. Cum ați spus, respectiv, să se întâlnească o comisie din aparatul de specialitate al Consiliului Județean, președinte plus consilieri care să reflecte toate partidele politice din Consiliu, care să deplaseze și să analizeze situația cu invitația prealabilă, adică și anunțarea societății, să fie oameni acolo, să ne arate ce au făcut, ce n-au făcut, să nu stăm noi să ne uităm, să nu știm ce și cum. Și cu punerea la dispoziție anterioară a contractului de asociere, și actului adițional, fiindcă consilierii degeaba vor merge la aparatul de specialitate cunoaște. Contractul nu a fost încheiat în acest mandat, nici în cel trecut. Trebuie pus la dispoziția consilierilor ca să știe ce să urmărească ca și investiții. Da, haideți să votăm prima oară amendamentul meu. Și pe urmă votăm ce a spus dumneavoastră și împreună hotărâm fiecare partid politic. Aș vrea să desemneze o persoană pentru acea deplasare în teren. Sunteți de acord? Da. Vă rog, domnul Andronache, mare și dânsul ceva ați spus. Din câte știu, acest contract de asociere între SRC Carne, Golipa și Consiliul Județean a fost făcut undeva prin 2011. Scopul asocierii era de a instala panouri fotovoltaice. Ca să știți exact ce se petrece în teren, acei oameni au dat în arendă terenul, la rândul lor, lucru care nu era prevăzut încă în contract și l-a încălcat cu bună știință și până în ziua de astăzi nu au făcut absolut nimic așa cum a prezentat președintele Consiliului Județean. Deci se cultivă porumb, floare soarelui, grâu, se cresc animale și așa mai departe. Nici de cum s-a atins scopul asocierii Consiliului Județean cu această societate.
Părerea mea este să nu o lungim, nu știu de ce ne speriem, pentru faptul că ei nu au făcut nimic din ceea ce au semnat în acel contract. Vă rog, doamnă. Încă o dată, nu vă dați oportunitate. Din păcate, și poate este avis viitoarele contracte, mai este o problemă. Acest contract nu are 4 misiuni de gradul 4. Cine l-a încheiat? Și între acela serviciu juridic care există și acum. Iertați-vă, că am înțeles să vă ajut. Erați consilier și sunteți un avocat de succes. De ce n-ați propus, doamne? Pare foarte rău, dar la momentul ăla, deci a fost și a fost. Deci, încă o dată, dacă exista un pact misor de grad 4, discuțiile ar fost mult mai simple, nu ar fi la instanțe, exista posibilitatea denunțării unilaterale. Bun, am înțeles. Haideți să votăm retragerea. Trebuie să-i dau replică colegii mele și să fiu un pic apărător cu departamentul juridic. Doamna Micuzu, cum va face parte în Comisia Juridică la momentul ăla, la Consiliul Județean? În 2011, nu. Bun, haideți să vă propun să retragem după ordinea de zi proiectul cu numărul 14 de hotărâre. Să inițiem un nou proiect de hotărâre. Ba. Nu. Îl retrag și inițiez alt proiect de hotărâre. Deci supun la vot retragerea după ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea încetării asocierii între San Garden și Consiliul Județean. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, nu este cazul. Și inițiez un nou proiect de hotărâre privind notificarea celor de la Sun Garden la, îi chemăm la Consiliul Județean pentru discuții, prezentarea situației în fapt. Nu merge? De ce? Deci, în punct de vedere al legii 215 și aici colegele mele care luptează pentru de asta în permanent poate să mă dubleze ca să zic așa. Nu puteți, dacă le retrageți pe acesta, putem aduce amendamente la acesta și să modificăm într-o tot la ce propus. Nu puteți iniția la momentul ăsta un proiect de hotărâre. Asta e părerea în punct de vedere juridic. Și modificăm pe ce? Da, pentru că încă o dată ne-a respectat că se ajute la proiect, proces, ajute și la amendarea. Nu a fost trecut în nicio comisie, suntem ședință ordinară. Domnule președinte, părerea mea că proiectul poate să rămână în picioare și facem un mic amendament, o amânare, ca în acel interval să invităm un reprezentant al firmei să. Deci proiectul rămâne, îl amânăm și în momentul ăsta dumneavoastră propune sau unul din noi un mic amendament ca să supunem la vot numai bun, după ce să... prealabil i-am invitat la... Haideți să faceți cineva o propunere, că deja am votat hai să-l retragem, îl includem iar. Domnule președinte, trageți-l, ați înțeles poziția noastră și sunt convinsă că trebuie să-i cumpăi de cutezurile pe care le-am făcut. Nu tot ce ziceți, extraordinar, nici nu trebuie să-i cumpăi. Analiza situației comisiei și așa mai departe. Vă propun altceva. Păstrăm amendamentul domnului Marica, dar inserăm și eventual alte aspecte. Cercetare, între ghilimele, conciliere. Nu trebuie cu cercetare, conciliere, eventual încetare. Tocmai ca să nu mergem direct pe premisa, facem încetare, fără să verific culpa. Aici este problema. Este de urmă, să verific, cercetez, deci, abia pe urmă. Cred că am trece până la urmă cercetare. Bun, dacă este cazul consiliere, că dacă nu este cazul, ce să mai consiliere, dar nu am micuț. Formulați în prinsul articolul. Auziți? Haideți să schimbăm, doamna Micuț, dragi consilieri, haideți să schimbăm articolul 1. Se aprobă efectuarea demersurilor pentru încetarea asocierii, iar la articolul... Demersurile legale. Se subînțelege. Iar la articolul 2, începând cu această dată, se aprobă comisia și o stabilim noi. E bine așa? Nu demersurile în vederea cercetării. Se aprobă efectiv demersurile în vederea verificării respectării clauzelor contractuale asocierii participațiune. Pentru că dacă eu înțeles în proiectul de hotărâre direct încetare, deja am opinia formată de ce mai cercetez dacă merg direct pe încetare. Demersurile în vederea verificării respectării clauzelor contractuale. Și dacă nu mai demersurile respectării clauzelor contractuale pentru încetare.
Bun, haideți, faceți amendamentul întreg, doamna Mihus, vă rog, ca să-l votăm. Ca să scriem și cum trebuie articolul de la... Deci, în varianta care articolul 1 se aprobă inițierea demersurilor în vederea verificării clauzelor, contractului de asociere de participațiune, virgulă, aprobarea comisiei formată din aparat de specialitate al Consiliului Județean, consilieri județeni din partea tuturor celor trei partide, și 2 rămâne articolul care era. De acord. Supun la vot amendamentul doamnei Micuț. Cine este pentru? Trebuie să fac comisia. Da, haideți să facem propunerile pentru comisie. Eu cred câte două persoane. Deci hotărâți-vă unul sau doi pentru nicio problemă. Câte doi consilieri. Vă rog, din partea PSD-ului, faceți propunere. Doamna Dobre și... și doamna Corozel. Din partea Partidului Național Liberal. Doamna Micuț. Doamna Micuț și domnul Velicu. Și domnul Velicu, ok. Și din partea ALDE. Domnul Basangeac și domnul Andronache. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Să știți că la această comisie se completează și cu oameni din aparatul propriu Consiliului Județean. Deci cred că este fără echivoc. Și reprezentanția Isangarda. Deci este votat proiectul de hotărâre, da? Mai supunem încă o dată la vot, nu cred că mai e caz. Doamna Mihuț, mai supunem încă o dată la vot? Nu cred că mai este caz. Nu cred că mai este caz, cred că s-a votat. Dar mai supunem o dată cu aceste comisii. Cu acestea, ok. Mai supunem o dată. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 15 privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru SC Sor Georgi Trans SRL. Domnul Marica? Aviz favorabil. Doamna Pătru? Documentația depusă în vederea eliberării licenței de traseu pentru această cursă specială este completă, respectiv avem avizul de la Autoritatea Română, Rutieră Română, Agenția Teritorială Giurgiu, avizele pentru stațiile speciale eliberate de unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora se desfășoară cursa. De asemenea, fac mențiunea că această societate va transporta elevi tur-retur la Liceul Dimitrie Bolintineanu, contractul de prestări servicii fiind semnat cu Primăria Comunei Găiseni. Vă mulțumesc, dacă aveți întrebări. Avizul Primăriei Bolintin Valea există? Doamna Pătru? Pentru stația specială există, este avizul 2934 din 17 martie. Mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 16 privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru SC ATU SRL. Domnul Marica? Doamna Pătru, vă rog. Condițiile sunt similare și pentru această cursă specială, numai că este vorba de transportul angajaților Societății Comerciale Studio Moderna SRL. De asemenea, există avizele atât ale Autorității Rutiere Române, Agenția Giurgiu, cât și ale comunelor Buturugeni, Ulmi,
cu mențiunea că în Bolintin Deal îmbarcarea și debarcarea pasagerilor se face în curtea acestei societăți comerciale, prin urmare nemai fiind nevoie de avizul Comunei Bolintin. Vă mulțumesc, dacă sunt pentru voi. Supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 18 privind... Domnul președinte, dați-ne detalii legat de proiectul de hotărâre numărul 17. Ce s-a întâmplat? Nu suntem noi în ordine cu toate... Lipsesc unele avize. Am avut o discuție cu domnul Moțan, care 17 ani a fost la evidența populației și nu prea suntem puși la punct. Să fac câteva precizări. Noi avem obligația ca aceste servicii de evidența persoanei să le facem în favoarea cetățeanului. Nu văd care avantaj este pentru cetățeanul de la Joița să vină la Bolintin Deal, să nu mai meargă la Bolintin Vale, unde e serviciul actual. E vorba de 2 km pe care acea persoană face același număr de kilometri, pierde același timp și... Deci noi pentru asta trebuie să ajutăm cetățenii ca să fie aproape de locul unde să meargă să-și preschimbe buletinul sau să-și facă alte acte de identitate și de stare civilă ce are. Am înțeles, vă mulțumesc. Doamna, dar e retras, nu dezbatem. Da, vă rog. Să lipsesc anumite avize, dar domnul Moțan vine cu totul alte criterii. Acest proiect de hotărâre la un moment dat a fost analizat în comisie juridică și după câte cunosc, există legislație în vigoare care permite oricărei unități administrative, oricărei comune să-și înființeze, dacă are posibilitatea, acest serviciu de evidență a populației, care s-a avantajul cetățeanului. Avantajul este că nu mai stă la coadra Bolintin Vale și că merge într-o localitate unde poate să fie comisarul. Deci dacă ăsta este motivul, domnul președinte... S-a retras, doamnă, l-am votat. Păi nu s-a retras pentru că lipsesc anumite avize, am întrebat și se pare că vorbim de cu totul altceva. E păcat. Oh, nu vorbim. Care este motivul adevărat? S-a votat. Să nu se dorește. Nu-i dați inițiatură, niciun fel de problemă, s-a votat, s-a terminat. Asta e răutate, nu mai este. Nu e numai Comuna Joița. Să vorem Cosopa, Joița, Grădinar, Bolintin, Deal. Dar au posibilitatea OAT-urile, exact cum a spus de astăzi, să-și înființeze propriul serviciu. Da, și dacă, dacă unitate, cum e Bolintin, Deal, are această posibilitate de ce dă pustăm în drept? Și mai ales că este oraș Bolintin, Deal. Domnul Gavril, în următoarea, ședință intră proiectul de hotărâre și discutăm cum trebuie. Păi așa e normal, am votat să ne tragem... Deci dumneavoastră ne asigurați că în următoarea ședință... În următoarea ședință intră pe, pe ordinea de zi și îl discutăm cum trebuie. Motivația domnului... Auziți, mai trebuie un... Trebuie să avem niște organigrame, trebuie să avem mai multe lucruri, care nu le avem în momentul de față. Păi, trebuia să vorbim de la ce proiectul de hotărâre. Haideți să discutăm totuși proiectul numărul 18, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcție al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu. Domnul Marica? Doamna Enescu? Statului de funcție al aparatului de specialitate ca urmare a transformării unui post contractual de execuție vacant de referent cu studii medii, treapta de salarizare 1A, din cadrul Serviciului Logistică, Tehnologie, Informației și Aprovizionare, din Direcția Logistică, Tehnologie, Informației și Managementul Spitalelor, în post contractual de referent cu studii medii, treapta de salarizare 2, în cadrul acelorași compartiment, care va fi ocupat în conformitate cu prevederile legii. Vă mulțumesc, iar aveți întrebări. Supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 19 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare. De organizare și funcționare și statului de funcție al Direcției Generale de Asistență și Protecție Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu. Domnul Marica? Aviz favorabil. Doamna Delea? Aviz favorabil. Doamna Mihaila, vă rog. Ionescu. Prin adresa numărul 30... Păi vă... Nicio problemă.
prin adresa numărul 36.052 din 6 iunie, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a solicitat aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a organigramei și statului de funcții. Menționând faptul că această modificare a organigramei și a statului de funcții are avizele necesare, în sensul că a fost acordat avizul consultativ de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de asemenea avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, care este prealabil și obligatoriu. Modificările din structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului se referă la atât la posturi contractuale, cât și la funcții publice de conducere și de execuții. Referitor la funcțiile publice de conducere, funcția de director executiv și cele două funcții de director executiv ajung vacante, au fost transformate în funcții de director general și respectiv director general adjunct. De asemenea, în structura funcțiilor publice au fost efectuate transformări în baza articolului 111 privind transformarea posturilor de natură contractuală în funcții publice ca urmare a exercitării prerogativelor de funcție publică de către titularii posturilor contractuale. Au fost transformate funcții publice vacante și, de asemenea, înființate o funcție publică de șef serviciu. La personalul contractual sunt mai multe modificări și anume, au fost reorganizat serviciul de evaluare complexă a copilului, în serviciul de asistență socială pentru copii, în 6 compartimente, ca urmare a nevoilor identificate pentru o mai bună organizare a activității astfel. Cele 6 compartimente sunt management de casă pentru copii în sistem rezidențial, management de casă pentru copii aflați în plasament familial, management de casă pentru copii aflați la asistență maternal, delinvență juvenilă, management de casă pentru asistență maternală și, de asemenea, compartimentul de asistență maternală, care cuprinde rețeaua de asistență maternal profesioniști și 4 posturi de inspector de specialitate. Menționăm faptul că numărul de asistenți maternal a fost suplimentat, ajungând la 250 de la 61 de posturi, pentru a răspunde solicitărilor frecvente care survin din partea Spitalului Județean, secția neonatologie, privind preluarea imediată a nou-născuților abandonați. La compartimentele din cadrul aparatului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au mai fost efectuate modificări în sensul că au fost înființate posturi de contractuale de inspector de specialitate și de asemenea posturi de specialitate în asistența socială. Toate structurile organizatorice pentru copii au fost reorganizate în 4 complexe de case pentru copii și 2 complexe sociale pentru copii, fiecare din complexele create având ca personal de conducere cât un șef de centru și un coordonator personal de specialitate. De asemenea, a fost înființat CIA, Centrul de Îngrijire și Asistență Valea Burjorului, urmare a donării unei clădiri din partea Consiliului Local Izvoarele, clădire construită de ONG Romanian Apple Helpline în colaborare cu ONG Combă România în scopul dotării și utilizării pentru îngrijirea și asistența persoanelor adulte cu dizabilități. În cadrul centrului vor fi cazate și asistate persoane adulte cu dizabilități ale căror servicii vor fi asigurate către 15 angajați pe următoarele posturi. Asistentă medicală, infirmieră și îngrijitoare, câte 5 posturi din fiecare categorie de personal. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, vă rog, doamna Mihuț. Doamna președinte, dacă rețineți bine, aș vrea să fiu corectată dacă greșesc. Se înființați în jur de 69-71 de angajări. Posturile nu se angajează imediat. Există... Eu întreb posturile noi înființate conform organigramei sunt în jur de 69-71.
Dacă deci mi-a dat? Da. Da. S-a făcut o estimare, dacă îmi trebuie să pun întrebări. O estimare a impactului bugetar. Pentru că chiar dacă sunt pe cărtie, așa cum se explica la comisie, avem această posibilitate, cam cât ar costa bugetul Consiliului Județean, dacă am angajat după înființarea 171 de posturi. Doamna. Da, ați întrebat și la comisie și s-a făcut o estimare a impactului bugetar. Pentru că ele nu se angajează, există procedura legală de angajare și în funcție de necesitățile de la fiecare centru, se scot posturile la concurs. Eu știu că dacă aprobă în acest moment, de mine se poate fi de mai multe procedura. Da, în cadrul bugetului aprobat, se încadrează. Există un fond de salarii în buget aprobat. Vă rog, domnul Basangea. Am înțeles, se înființează și centrul noi, nu? Da. Bineînțeles. Da. Vă rog, centrele doamne. Sunt pe proiect și trebuie să fie înființate. Vă rog, domnule Gabriel. Domnul președinte, ce v-a făcut pe dumneavoastră să înființați sau să modificați din director executiv în director general și doi director general adjunct la direcția copilului? Iar în Consiliul Județean, Nicu Mardare, care era, eu vă spun, l-am preluat ca director acum 9 ani în Consiliul Județean, director, și vreau să vă spun că prin intermediul dânsului și echipa care o avea în spate, a accesat fonduri europene și fonduri transfrontaliere. Nu mai este director, Mardare în schimb la direcția copilului, director general adjunct. Pentru ce? Nu vorbim, care de, nu vorbim de Nicu Mardare. Nu. Și să vă răspundă doamna Ionescu. Da, referitor la funcțiile de director general, dacă în aparatul propriu sunt mai mult de 150 de posturi, trebuie să existe funcțiile de director general. Și sunt mai multe de 150 de posturi. Deci diferența nu este nici la salariu, pentru că salariul este egal cel al directorului executiv cu cel al directorului general. Funcțiile sunt obligatorii. Una de director să conducă direcția și două de ajun, una pentru copii și unul pe economic. Copii și adulți și unul pe economic. Doamna Ionescu, domnule președinte, 150 de posturi cu noile angajări sau sunt deja? Păi, sunt deja. Sunt deja, au fost 800 și ceva de posturi, da, la copii. Când s-a ajuns la 150? De ani de zile sunt 800 și ceva. Ar fi trebuit să știți, domnul Gabriel. Păi, noi pe unde am fost? Bună ziua, nu este adevărat. Vă rog. Trebuie să avem în vedere pentru că s-au înființat două centre pentru persoane vârstnice, respectiv centrul persoane vârstnice de la Hotarele și centrul persoane vârstnice de la Uncești, care au fost inaugurate la sfârșitul anului 2016. Ori au înființat două posturi cu un număr de peste 38-40 de beneficiari. Această măsură presupune și angajare de personal. Deci în jur de 100 de persoane am angajat, a fost nevoie în momentul în care s-a dat drumul acestor centre. În momentul de față, noi avem 853 de posturi aprobate, în noua organigramă, 1152 de posturi supuse spre aprobare, care au primit avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, avizul ANFP-ului. Proiecte câștigate pe vremea când dumneavoastră erați vicepreședinte. Doamna, așa este. Sunt proiectele noastre. Eu am întrebat și mă repet. Aceste persoane care se vor angaja în 69-71 sunt angajați deja la Uncești și Hotarele sau îi vom angaja? Păi dacă nu existau posturile, cum să fie angajate? Dar proiectul este finalizat și presupune înființarea structurii. Cine are grijă de asistați? Nu trebuie înființată structura. Domnule președinte, deci, lăsați-mă puțin să-mi termin ideea. Deci sunt angajați, da? Nu. La izvoare? Nu. Sunt angajați? Vă rog să vorbiți în românește, doamnă. A vorbit de Valea Bujorului. Am înființat acum Valea Bujorului, da? Este terminat printr-un proiect și trebuie structura. Urmează structura și pe urmă merge la Ministerul Muncii să obțină avizele de funcționare, licențieră, da? Deci 70 de persoane se vor angaja la Valea Bujorului? Nu! În referat sunt defalcate toate posturile care se înființează. În amănunt sunt defalcate, nu e, sunt 9 pagini de referat.
Mulțumesc, domnul Gabriel. Domnul Boescu? Domnul președinte, felicitări pentru finalizarea sau finalizarea centrelor de bătrâni, cele două. Am o întrebare, să-i adresez doamnei care ne-a răspuns ultima oară la întrebare, nu îi cunosc doamna director. Doamna director de la Direcția de Generală de Asistență Socială. Doamna director, întrebarea este următoarea, nu am reținut câți beneficiari sunt la cele două centre de vârstnici? Ați spus ceva, 30 și ceva? Sau? 38, respectiv 45. Am înțeles. Și câți angajați sunt la cele două centre de vârstnici? Capacitatea, deci în momentul de nu te angajați, vorbesc, în momentul ăsta. Ați spus în jur de 100? Da, în jur de 100 pe ambele centre. Am înțeles. Deci concluzia este 30 și ceva plus, cât ați zis, plus 40. Capacitatea centrului Oncești este... Și, nu, nu vorbesc, de, deci, nu vorbesc de capacitate, vorbesc actual. Deci sunt mai mulți angajați decât beneficiari. Am reținut bine cifrele. Păi, dar noi trebuie să respectăm pentru aceste centre sociale a primi avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în HJ 1434, Legea Asistenței Sociale 292/2011. Dacă nu sunt respectate aceste prevederi legislative, nu primim licențierea acestor servicii sociale. Înțeleg. Și care este capacitatea celor două centre? Capacitatea centrului Oncești este de 38 de beneficiari, hotarele 46, Mironești 60. Deci eu vorbesc doar de cele două centre. Da, da. Da? Da. Deci practic rămânem stabiliți că sunt mai mulți angajați decât beneficiari. Se poate realiza crearea unui astfel de centru și pe urmă insistăm întrebări care să, haide să spunem, anime populația. Deci, domnul Boescu, ca noi să putem funcționa cu cele două centre, trebuie să respectăm o lege care v-a explicat-o doamna și un normativ. Astea se știu. Ce să mai intrăm în amănunte? Un bătrân ca să l-are, are nevoie de asistent, are nevoie de... Acei bătrâni sunt duși la acele cămine pentru a fi îngrijiți cum trebuie. Ca să fie îngrijiți cum trebuie, trebuie să respectăm acele normative. Deci nu este angajat niciun om în plus față de cât scrie la lege, pentru că altfel nu primeam avizele respective. Și se lucrează în ture, de noapte, la noapte, trebuie să... Bineînțeles că se lucrează și în ture. Dacă permiteți ca și o paranteză. Vă rog, doamna director. Am avut de curând săptămâna trecută vizita reprezentanților AGESIS, respectiv a Ministerului Muncii. Ne-am vizitat patru structuri rezidențiale. Înainte să vin să particip la această ședință de Consiliu Județean, au fost reprezentanții AGESIS la noi pentru a ni se aduce la cunoștință rapoartele de monitorizare în teren. Vor urma și alte structuri. Recomandările acestora au fost să suplimentăm schema de personal. Nu avem supraveghetori de noapte. Prevăzute posturi prevăzute în vechea organigramă. Nu avem instructori de educație îndeajuns conform standardelor în vigoare. Respectiv, toate aceste... Deci toate am înțeles la bătrân, instructor de educație? Nu, eu mă refer atât la copii cât și persoane adulte, pe ransamblu. Eu nu m-am referat decât fix la cele două centre, nu cunosc problema la celelalte. Numai că și la centrele pentru persoane vârstnice și acolo este nevoie de asistenți medicali, pentru că sunt copii, sunt persoane vârstnice cu nevoi speciale și care au o nevoie atentă de îngrijire, de medici, de psihologi. Am întrebat, chiar nu mă pricep. Ok, mai sunt alte întrebări? N-a fost tendenția asta întrebare. Vă rog să supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 20 privind delegarea de atribuțiilor funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu. Doamna Marica? Vă rog, doamna Ionescu. Așa cum am spus, a fost transformată funcția publică vacantă de director executiv în funcție publică de... Ce scuze? Funcția publică vacantă de director executiv a fost transformată în funcție de director general și ca atare pentru îndeplinirea atribuțiilor
a funcției de conducere, trebuie delegată o persoană care îndeplinește condițiile de ocupare a postului. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, supunem la vot cine este pentru. Domnul Reiesu. Abțineri? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 21 privind aprobarea modificării statului de funcție al Muzeului Județean Teofare Antonescu Giurgiu. Domnul Marica? Aviz favorabil. Doamna Delea? Aviz favorabil. Doamna Enescu? Titularii a două posturi contractuale, respectiv de inspector de specialitate și restaurator din cadrul Muzeului Județean Teofare Antonescu Giurgiu, au fost admiși în urma examenului de promovare în grad profesional, în grad profesional imediat următor și ca atare a fost depus statul de funcții în vederea aprobării. Vă mulțumesc. Întrebări? Supunem la vot cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 22 privind aprobarea strategiei județene în domeniul asistenței sociale 2017-2020. Domnul Marica? Aviz favorabil. Domnul Corozel? Aviz favorabil. Doamna Delea? Aviz favorabil. Vă rog, doamna Enescu. Conform prevederii hotărârii de guvern 1434/2004, DGASPC Giurgiu asigură, printre alte funcții, cea de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei județene în domeniul asistenței sociale la nivelul județului, pe care o înaintează spre aprobare Consiliului Județean. Obiectivul general al strategiei îl constituie identificarea și planificarea acțiunilor ce trebuie derulate de către DGASPC Giurgiu și partenerii săi în vederea asigurării de servicii sociale de calitate, adaptate nevoilor copiilor și persoanelor adulte aflate în situații de risc, precum și pentru promovarea drepturilor acestora, contribuind la îmbunătățirea situației sociale și economice a acestor categorii din județul Giurgiu. De-a lungul timpului, conform datelor statistice prezentate în strategie, a devenit din ce în ce mai clar că este nevoie de o abordare strategică și unitară, care necesită un efort integrat, bine planificat și susținut. Planul operațional pentru implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul județului Giurgiu 2017-2020 face parte integrantă din strategie și este de asemenea supus aprobării. Gata? Vă mulțumesc mult. Dacă sunt întrebări, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 23 privind stabilirea funcțiilor publice din cadrul Direcției Județene de Dezvoltare Rurală și Protecție a Mediului Giurgiu și aprobarea organigramei și statului de funcții. Domnul Marica? Aviz favorabil. Doamna Enescu? Direcția Județeană de Dezvoltare Rurală și Protecția Mediului Giurgiu este organizată și funcționează ca serviciu public de interes județean, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Giurgiu și are rolul de a asigura la nivel județean aplicarea politicilor și strategiilor privind dezvoltarea rurală și protecția mediului. Având în vedere cele de mai sus, a fost constatat faptul că atribuțiile corespunzătoare personale din cadrul direcției se încadrează în prerogative de putere publică, potrivit prevederilor articolul 2, alineatul 3 din legea numărul 188/1999, privind statutul funcționarilor publici. În aceste condiții, potrivit prevederilor actul 111 din lege, instituțiile publice care au prevăzute în statele de funcții posturi de natură contractuală care presupun exercitarea unor atribuții din cele prevăzute la articolul 2, alineatul 3 din lege, au obligația de a stabili funcții publice cu respectarea articolului 107, respectiv cu avizul prealabil și obligatoriu al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în posturi de natură contractuală, care au fost stabilite și avizate
ca funcții publice, vor fi numite în funcțiile publice de execuție dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 54 din Statutul Funcționarilor Publici și de asemenea condiții de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei și gradului profesional al funcției, ale funcției publice. Drepturile salariale de persoane menționate stabilesc potrivit salarizării funcțiilor publice în care aceste persoane au fost numite. Ca atare, Direcția de Județeană de Dezvoltare Rurală și Protecția Mediului Giurgiu funcționează în prezent cu 22 de posturi contractuale, din care 3 sunt posturi de conducere și 19 posturi de execuție. Propunerea de modificare a fost pentru 18 posturi, din care o funcție publică de conducere de director executiv și 17 funcții publice de execuție, de consilier și respectiv referent. Au fost desființate funcțiile contractuale vacante de inspector de specialitate, consilier și 2 posturi de consilier, ambele contractuale, și de asemenea o funcție contractuală vacantă de director a fost desființată ca urmare a înființării funcției publice de conducere de director executiv al direcției. Structura direcției va fi următoarea. Vor fi 3 compartimente, un compartiment de dezvoltare rurală, conținând 2 funcții publice de execuție, un compartiment de protecție a mediului, format din 4 funcții publice de execuție și un compartiment de contabilitate, resurse umane și administrativ, 5 funcții publice de execuție. Vă mulțumesc, domnul Marica. Da, avem aviz favorabil de la... Domnule președinte, vă rog. Vreau să fac un amendament la articolul 3 și propun pentru detașare pe doamna Purcea Daniela pe o perioadă de 15 zile. Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 7. Mulțumesc. Și dacă sunt discuții, dacă nu, propun să votăm tot proiectul împreună cu amendament. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Și ultimul punct după ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții la Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu. Domnul Marica? Doamna Enescu? Conform anexei numărul 1 la ordinul prefectului județului Giurgiu numărul 157 din 13 aprilie 2017, numărul de posturi stabilite potrivit punctului 2 din anexa la ordonanța de urgență a guvernului numărul 63/2010 pentru Direcția de Specialitate Județeană de Evidență a Persoanelor Giurgiu este 18. În prezent, direcția funcționează cu un număr de 19 posturi, din care 2 funcții publice de conducere, 15 funcții publice de execuție și 2 funcții contractuale. Direcția Județeană de Evidență Persoanelor Giurgiu a înaintat propunerea de modificare a organigramei statului de funcții, după cum urmează. Se desfințează funcția publică vacantă de consilier clasa 1, grad profesional superior, în vederea respectării anexei numărul 1 la ordinul prefectului, și mai este o modificare potrivit hotărârii de guvern numărul 611/2008, o modificare în statul de funcții, respectiv titularul funcției publice de execuție de consilier juridic a promovat examenul de promovare în grad profesional imediat următor și potrivit legii, postul de funcție publică se transformă în grad profesional imediat superior. Dacă sunt întrebări pentru acest proiect de hotărâre? Avem și avizul Agenției Naționale de Public. Precizare. Supunem la voi. Cine este pentru? Domnul Băiescu, aveți grijă că de lumea cu echipa dumneavoastră să nu vă discutăm demisia în ședința următoare. Fiți atenți cum votați. Cine este pentru încă o dată?
Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc mult. A fost ultimul punct de pe ordinea de zi. Vă rog, domnul Băiescu, să aveți ultimul cuvânt. Nu, chiar nu neapărat. Domnule președinte, adresez o întrebare și fiind vorba de un proiect vechi din mandatul trecut, vă aminte să ne răspundeți la o dată ulterioară cu comentarii și aprofundare. Este vorba de o problemă extrem de importantă pentru un număr adevărat finit de locuitori de undeva din nordul județului. Este vorba de cartierul Crivina din orașul Bolintin Vale. Noi am votat cândva, acum vreo 3 ani cu aproximație, nu mă aduc aminte exact, un proiect vizând o investiție extrem de mică, facilă. Este vorba de turnarea unui strat de mixtură asfaltică pe un segment de 970 de metri de drum, dacă mai amintesc. Este vorba de drumul care unește satul Mihai Vodă, Bolintin Deal, cu cartierul Crivina, Bolintin Vale. Din nefericire pentru locuitorii cartierului Crivina, este singura lor ieșire spre București, spre locurile de muncă zilnice. Terasamentul spre zi este... Este adevărat, mai poate să treacă și gârla peste Savar. Sau poate să ocolească între 3 km. Încă o dată, Crivina are ieșirea prin Mihai Vodă. Dacă o ia prin centrul Bolintin Vale, înseamnă să ocolească cu 3 km. Deci credeți-mă că noi. Acum, dar oricum sunteți din zona, trebuie să-mi luați apărarea pe punctul ăsta. Acum, ideea este următoarea. Terasamentul e bun, strada este lată, are scurgeri pluviale și este deja turnat un strat de beton armat de... Și dumneavoastră ați votat într-o ședință? Exact. În mandatul trecut am votat turnarea acelui strat de mixtură asfaltică. E vorba de vreo 3 centimetri și nu e investiție mare. O să mă interesez de ce nu a fost dusă la îndeplinire hotărârea. Da. Da? Vă mulțumesc. O zi bună, la revedere.